Kakuai sa bëhet ja këtëri, Svedi. A më katë që jo, më katë që jel. Shumë e me raun ishti bëjet për kolë kërë toto me lukrat të të fuës bëtu të asha kumë i legja. Që i di plëtit, në plëtit la njemi, jel numa këtë trebuie să-i slujești lui. Potrivit poliției, cei patru bărbați cu vârstele cuprinse între 25 și 40 de ani, originari din raionul Călăraș, au fost ademeniți la stână la care erau sclavi încă din 2011. Li s-ar fi promis un salariu de 1.000-1.500 de lei și că vor primi un adăpost și mâncare. Acest lucru însă nu s-a întâmplat. Mai mult, proprietarul își însușea ajutorul social primit de una dintre victime care are handicap. În 2012, când m-am luat eu și m-am dus acolo ades la lucru, mai era o persoană. El era o leacă cu boală, pensionier de este anul, cu capul duce greu, nu-ți dădea seama și face. Și gospodarul ăsta care lucram la dânsul, îl ducem fiecare lună și îi lua pensia, dintre care, din pensia cel care avea 1000 și ceva de lei, el m-a vedea 20 până la 50 de lei. Unul dintre bărbați susține că au încercat de câteva ori să fugă, însă de fiecare dată au fost prinși și impuși să muncească din nou. Victimele au fost duse la un centru de plasament, iar poliția a pornit o cauză penală pentru trafic de ființe umane. Vinovații riscă până la 15 ani de închisoare.